Ce ne poți spune despre ce s-a întâmplat acolo? Spare rău că l-ai lovit. Agresorul polițistului a fost reținut pe bază de ordonanță și prezentat apoi tribunalului Mehedinți cu propunere de arestare preventivă. Anchetatorii de la parchetul de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin au declinat competența parchetului de pe lângă tribunalul Mehedinți, iar acesta este cercetat pentru infracțiunea de ultraj raportat la tentativă de omor. S-a reținut că în condițiile în care un echipaj de la poliția locală s-a deplasat pentru a plana un conflict, inculpatul Burducea, repetate rândul, a lovit cu pumnul pe agentul de poliție Barbu Constantin. În urma leziunilor care i-au provocat căderea și cu consecința lovirii cu capul de asfalt, a suferit leziuni craniene vindecabile în 100-110 zile, care au pus viața în primejdie. Fiind vorba de ultraj în varianta tentativă la omor, competența de soluționare a revenit parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, motiv pentru care colegii de la parchetul de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin au desfășurat declinarea cauzei și ulterior înregistrarea la parchetul de pe lângă tribunal. Era sub influența băuturilor alcoolice agresorului? Se pare că da. Între timp, victima sa, polițistul în vârstă de 57 de ani, este în continuare în stare gravă la spitalul din Craiova. Colegii din Drobeta Turnu Severin, dar și de la alte direcții de poliție locale din țară s-au mobilizat și contribuie cu sume de bani pentru a-l sprijini pe Constantin Barbu. De la aflarea regletatului eveniment petrecut în noaptea de 2 februarie 2016, polițiștii locali, toți colegii, suntem alături, atât îl sprijinim moral cât și material. La nivelul instituției s-a demarat o campanie de strângere de fonduri pentru a veni în sprijinul colegului nostru, Barbu Constantin. Sindicatul încearcă pe toate să facă toate demersurile pentru strângerea de fonduri care sunt necesare colegului nostru la spital. Unitatea este în sprijinul lui, cât și sindicatul. Care județe s-au mobilizat în acest? Vă facem vorbire de județul Dolj, localitatea Craiova, Hunedoara, sectorul 4, sectorul 5. La nivelul sindicatului Prolex, cu sprijinul domnului președinte Lincu, s-a deschis un cont la banca Alpha Bank, în care orice persoană fizică sau juridică poate dona o sumă de bani. Cei care vor să doneze sume de bani o pot face în contul afișat pe ecran. Medicii încearcă să salveze viața bărbatului lovit în misiune, dar sunt rezervați deocamdată cu privire la starea sa. Este intubat și cel mai probabil se va interveni chirurgical abia după ce se va stabiliza.